Simona Halep revine în această seară pe terenul de tenis. Este prima apariție a jucătoarei după cele aproape 600 de zile de suspendare. În primul meci va juca cu Paula Badosa, clasată pe locul 73 WTA. Bogdan Borza vine cu toate informațiile despre cel mai așteptat meci. Bogdan, bună seara! Bun găsit, emoțiile cresc cu fiecare minut și asta pentru că au mai rămas mai puțin de 4 ore până când Simona Halep va reveni în circuitul WTA. Meciul are loc la ora 22 ora României și va fi primul meci oficial al Simonei după peste un an și jumătate în care n-a putut juca din cauza suspendării. Adversara Simonei va fi Paula Badosa, o jucătoare din Spania care se situează pe locul 73 WTA, dar care este într-o scădere de formă, cea mai bună clasare a Ibericei fiind locul 2 mondial. Cele două s-au mai întâlnit de 2 ori în trecut, chiar înainte ca Simona să fie suspendată. Ambele meciuri au fost câștigate fără drept de apel de Simona. Rămâne de văzut cum va sta situația de această dată, ținând cont de perioada lungă în care Simona a stat fără să joace un meci oficial. Chiar dacă românca spunea că nu are așteptări pentru acest turneu, specialiștii spun că din cauza accidentărilor suferite de Badosa în ultima vreme și de faptul că are deja 2 înfrângeri în fața Simonei în trecut, românca este favorită. La turneul de la Miami, Simona îi are alături pe părinții Stere Halep, a și declarat că este foarte emoționat, că fiica lui s-a antrenat foarte bine. De asemenea, la Miami Open s-a întâlnit și cu fostul ei antrenor, Darren Cahill, care a fost alături la câteva antrenamente și cel care a susținut în permanență în perioada suspendării Simonei că aceasta este nevinovată.